Ceea ce am făcut până acum a avut ca rostul acestui exercițiu. Mai lucrăm și la altă dată, fără discuții. Dar este prima dată, este prima dată când înțelegem că este important acest lucru. Calculul acela care l-am făcut acolo, de unde am plecat noi? De ce am simțit nevoia? Când am zis 2 ori L mare plus 2 ori L mic, așa, perimetrul cum a fost acolo, n-am văzut exact cum se scoate 2 în factor comun. Acest lucru m-a pus pe gânduri, pentru că iată copiii, nu, lor nu e le clar asta. Pentru că distributivitatea se amintește ca proprietate în școală, în clasa a doua sau a treia, când se face mulțirea. Ei a treia au făcut-o. La a treia, în a treia. Se amintește. Da. Dar nu, nu se scoate în evidență rostul distributivității. Deci eu, dacă aș fi la clasă, în clipa în care fac, vorbesc de distributivitate, atunci aș face din stânga spre dreapta să muncească, adică doi pe lângă, și invers, înapoi, de la dreapta spre stânga, când avem pe doi, să scoatem un factor. Ăsta e rostul muncii la învățător sau... Dar se poate asta fixa. Dar, din păcate, nici acolo lucrurile nu merg, pentru că ei nu înțeleg ce înseamnă mai departe povestea asta cu scoaterea în factor comun. Eu mai am o problemă. Da, hai cum să o facem repede. Și apoi mai repetăm din acest an. Da, mai repetăm. Ionel și Maria au împreună 27 de lei. Stai, puteți face cu aflăzde. Facem și așa. Da, bă, așa facem, propuneți voi. Deci, Ionel și Maria au împreună 27 de lei. I 27. Plus M egal 27. Ionel și Maria, 27 de lei. Dacă Ionel îi dă Mariei 3 lei, atunci Maria va avea de două ori mai mulți bani decât îi rămân lui Ionel. Deci stai, mai spun o dată. Deci dacă Ionel îi dă Mariei 3 lei, atunci Maria va avea de două ori mai mulți bani decât îi dă, decât îi rămân lui Ionel. Mai citesc o dată. Dacă Ionel îi dă Mariei 3 lei, atunci Maria va avea de două ori mai mulți bani decât îi rămân lui Ionel. Cât îi rămân? 3 lei. 3 lei dacă îi dă. Păi, ce sumă de bani a avut care l-a început? Cum vreți? Pentru că o să ne mai fie mai ușor. Ionel și Maria au împreună 27 de lei. Da. Dacă Ionel îi dă Mariei 3 lei, atunci Maria va avea de două ori mai mulți bani decât îi rămân lui Ionel. Deci, Maria are cei mai mulți bani. Nu știu. Deja se știe. Da? Habar n-am. Nu știu. Stop. Dat. Păi, deja ne dăm seama. Ionel și Maria au împreună 27 de lei. Așa. Dacă Ionel îi dă Mariei 3 lei, atunci Maria va avea de două ori mai mulți bani decât îi rămân lui Ionel. Păi dacă pare să zic că Maria asta are mai mulți bani. Să da. Vedem. Da. Segmentul. Deci, adică Maria are de două ori segmentul lui Ionel. Da. Da, da, adică minus 3. De două ori segmentul după ce, lui da, Ionel. Acolo, minus 3. 3 lei. Da. Da. Deci, hai să zicem Maria. Pe segment. Maria are așa, mai mulți bani, cum a spus voi, da? Da, profesor. Da. Maria. Așa simți voi că Maria ar avea mai mulți bani. Mai mulți, da. Da. Atunci se începe cu Ionel care are mai puțin, nu? Da. Bun. Uite, îl punem sus pe Ionel. Mai puțin. Asta este Ionel, da? Da. Și dacă el îi dă 3 lei, să spunem, ăsta a fost la început suma lui, și îi dă 3 lei. Da. 3 lei. Da. Acești 3 lei dispar din bugetul lui, din suma pe care o a dat. Și cui îi dă acești 3 lei? Păi îi dă Marie, care va fi de două ori suma lui Ionel, care a mai, lui Ionel, care a mai deci rămas. Și atunci Marie, putem să-i facem două segmente de lui Ionel, să facem două segmente, fiecare minus 3. Cele două segmente trebuie să scădem 3. Ea urmărește cu multă grijă. Multă grijă. Ia, încă o dată citim problema. Da. Maria și Ionel au împreună 27 de lei.
După ce Ioner îi dă 3 lei Mariei, acești 3 lei pleacă la Maria. Maria va avea de 2 ori mai mulți bani decât îi rămân lui Ionel. Așa! Deci, practic, trebuie ce să iau Ionel? Ăsta două segmente, uite așa, așa. O dată. Câte? Asta e rămas, da? Da, și încă o dată. Și încă o dată, da? Și încă o dată. Dar acest lucru se întâmplă de 2 ori. După ce primește 3 lei. Deci, practic, i-ar incorpora și cu ăștia 3 lei. Corect. Deci ăștia care au venit deodat s-au adăugat. O ajutat-o pe ea să facă de 2 ori când i-au rămas lui ăsta. Sigur că da, sigur că da. Așa am înțeles. Deci mai citim o dată dacă am dreptate sau nu. Deci după ce partea a doua mă interesează. Da, după ce Ionel îi dă Mariei 3 lei, deci dacă Ionel îi dă Mariei 3 lei, da, atunci Maria va avea de 2 ori mai mulți bani decât îi rămân lui Ionel. Corect. Deci asta înseamnă că acești 3 lei o ajută pe Maria să facă dublu. Să facă dublu din ceea ce i-a rămas lui. Corect. Vai, putem să scădem surplusul. Să scădem surplusul. Da, și apoi ne rămân 3 segmente egale. Și apoi voi facem 27 minus 6, că atât ai surplus. Și atunci ne rămân 21 de lei și avem 3 segmente egale și facem 21 împărțit la 3, care ne dă 7 și fiecare segment dă 7 și atunci Ionel are 10 lei și Maria are 17 lei, da? Da. Nu prea înțeles, tu ai înțeles, da, bine? Normal. Eu n-am înțeles, dacă tu să-i explicăm tu. Trebuie să-i explic. Nu, că vorbim foarte David, repede, da? Vorbim foarte repede și nu am fost atent, n-am înțeles. Hai, David. Scoatem surplusul, ca de obicei. Așa. Facem 3 plus 3, adică surplusul de alea care ne va da 6. Din 27, scădem 6 și ne va da 21. Și pe aia împărțim la 3, sunt 3 segmente egale. Și ne va da 7. Ionel va avea 10, încă 3 lei. Și Maria va avea 17. 17. Și dacă facem proba asta, dacă merge... Să vedem, să facem proba, nu? Că eu tot nu... 10 cu 17, 27. Ba, da, face așa, 10 cu 7. Dar nu, proba invers. Da, proba, da, să citim problema acum, că știm că e el 10, ziceți voi, și Maria da, 17. Da, da, după mecanismul da, din probleme. Acum vedem, stai, stai, stai. Scriem Ionel 10 lei și Maria 17, deci, da? Ionel egal 10 lei și Maria egal cu 17 lei. Și acum eu vă citesc, domn profesor. Da. Ionel și Maria au împreună 27 de lei. Până aici au lucrat corect. Bine. Dacă Ionel îi dă Mariei 3 lei, adică 10 minus 3, care fac 7, da, atunci Maria... Acești 3 lei se duce, se duc la... La cine? La Maria. Maria. Da, atunci Maria va avea de 2 ori mai mult. 17 plus 3, care fac 20, și acest 20 ar însemna să fie 20. De 2 ori 7. Și adică prost. Dacă 7 ori 2 este 14. Vezi? De-aia trebuie să facem totul la început, să gândim problema. Că așa repede, ne-am încălzit. Dar la minus 3? Domn profesor, nu trebuia minus 3? 17 minus 3? Ba da! Dar nu-i avea. Ba da! Atenție! După ce îi primește pe cei 17, dacă așa e calculul vostru... Păi, nu că de-aia a scăzut pe la 3 de acolo, Daria, nu? Ca da, să fie 17 minus 3. Păi pentru că el nu, încă nu i-a dat nouă problema, ne spune că dacă i-ar fi dat... Eu, problema și nouă, că nu ne-a spus. Cât finalul este ăsta? Trebuie să aflăm cât are Ionel, cât a avut Ionel la început și Maria la început. Și voi a spus 10 și 17. Păi da, dar am scăzut de acolo cei 3. A, dacă la început, stai domnul profesor, la început zice. Sigur că da. La început e deja plus 3. Da, la început zice. Da, băi, asta e problema când te gândi. La început. Atenție. Nu-i bun. Deci de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Zice așa problema. Ionel și Maria au împreună 17 lei. Au 27 de lei. Da. Asta e suma totală. Dacă el îi dă 3 lei, atunci rămân mai puțin cu 3 lei. Nu știu cât. Dar în mod sigur, acei 3 lei o ajută pe Maria, încât în clipa aceea, Maria are de 2 ori suma lui de aici. Da?
Maria are de două ori suma respectivă. Deci Maria, în clipa aceea, cu cei 3 lei, înseamnă de două ori segmentul ăsta. Da? De două ori segmentul ăsta. Pe total, în sumă, ce s-a întâmplat? S-a luat de la el, s-a pus din coace. Da? Suma rămâne aceeași. Numai că, în clipa asta, suma respectivă e împărțită în 3. Suma totală e împărțită în 3. Greșeala voastră a fost următoarea, să scădeți 6. Surplusul, 6, 3 și 3 l-a scăzut. Nu. Scădem numai 3. 3, numai, nu scădem nimic. Nimic nu scădem. Cu unul dă și unul primește. Plus 3, minus 3. Unul dă și celălalt primește. Da. Și în clipa aceea, cele 3 segmente, înseamnă una, două, 3 segmente, așa. Și 21 împărțit la 3 fac... Era 7, la 27 împărțit la 3. 9. 9. Ionel a avut la început 2. 9 are acum Ionel după ce a dat 3. Da. Și cu 9 și cu 3 fac 12 lei. Deci Ionel este 12 lei. Și Maria? Și Maria are 12 ori 2. Nu, are 9 ori 2, 18. 18 și încă 3. 18 și cu 3, 21. 21. Deci 9. Nu, 18 minus 3, 15. Deci are... La început. E vorba de la 9 cu 9, 18, minus cei 3, da? 15. 15, corect. Acum să facem era proba. Era vorba de la început. Da, da, da. Să facem proba, că trebuie să facem proba. Da, da, e corectă. Proba. Hai. Sigur. Ionel și Maria au împreună 27 de lei. Merg. Au. Pot să fac? Da. Eu? Da. Păi facem 12 minus 3. 12 minus 3. Care ne dă mai 3 lei. Da, ne dă 9. Așez 3 să duc la... 15. 43, da. 15 plus 3. 3. Egal 18. Dublu lui Ionel. Lui cât i-au rămas lui Ionel. Și acum, de 2 ori 9, egal cu 18. Corect. Câți da. Păi da. Că după ce îi dă Ionel Mariei 3 lei, da, bine. Va avea dublu lui ce i-a rămas. Acum e corect. Îți corect. Dar acum... Haideți să vedem ce greșeala strecura mai. Surplusul ăla e împurcat. Păi... Noi mi-am... Asta. Care e rostul întâlnirii noastre? Să învățăm să gândim corect o problemă. Deci nu putem oferi rețete. Dar putem spune așa. Avem răbdare, gândim cu calm problema, pentru că această practică de așa instalată de voi, surplusul. Aici n-a mai fost surplus, că ce, dacă ar fi fost și după ce dă încă 3 lei... Să mai scadă. Să, da? Atunci apărut surplusul. Dar de data asta, surplusul, cei 3 o ajută pe ea. Deci ce dă de aici, completează partea asta. Deci, practic, pe total sumă, nu se întâmplă să scadă nimic. Ci abia când dăm de cei 3 lei, se întâmplă ca segmentul ăsta... sau ăsta de jos să devină dublu celui de sus. Dar după ce se adaugă. Adică o dată și încă o dată cu cei 3 lei. Da? Și atunci înseamnă că toată suma aceea, tot de 27, și-o dat dintr-o mână în alta. Uh-huh. Da? Dintr-o mână în alta și-o plimba banii. Suma a rămas 27. Și acum noi am împărțit-o în 3 pentru că sunt cele 3 segmente. Segmentul lui Ionel cât a rămas. Segmentul Maria, dar ăsta a avut capcana asta. Sigur că da. Voi toți vă duceați pe asta, pe minus... Păi e surplus! Păi da, e surplus mecanic. Suntem așa, suntem obișnuiți, cum a spus dumneavoastră, profesor. La dumneavoastră, aici este marea hibă a școlii, în general. Pentru că voi ați practicat acest lucru și v-a ieșit. Care-i problema? Și acum se împărțea 21 la 3. Da. 21 se împărțea la 3. Care-i problema? Dacă merge foarte bine treaba, dacă ar fi fost 20 împărțit la 3, nu prea mergea. Deci, vedeți? Faptul că 3 ora se plimbă, și se vorba de 3 segmente, numărul total a fost... care a fost numărul total? 27. Și scăzând de două ori câte 3, deci și rămâne să facă tot la 3. Finalul este acesta. Era 28. Că... problema a lăsat loc de capcană. Nici măcar nu ar fi fost un impediment pe drum,
ca după mișcarea respectivă să se întâmple să nu se împartă. Știi, dacă la scăderea aceea dădea 19 sau 20, se întâmpla că vă atenționa. Da? Vă atenționa și spunea, băi, nu se poate. Dar în condițiile astea am înțeles că capcanul a fost foarte deștept. Da. Ce redactăm? Cum te redactăm aici? Am o problemă extraordinară, domnule. Da? Imediat redactăm aici. Da, ați redactat, nu? Nu prea am redactat-o. Ați făcut doar proba. Așa, am făcut proba. Da. Deci, Maria și Ionel au împreună 27 de lei. Așa. Ionel îi dă... Ionel plus Maria egal 27, da? Poftim. Ionel îi dă Mariei 3 lei. Adică Maria plus 3. Maria plus 3 este... Devește 3 lei, da? Atunci Maria va fi de două ori mai mare decât Ionel. De două ori? Ionel. Ionel, care este I minus 3. Da. Ionel, de două ori Ionel. Dar Ionel, ce s-a întâmplat cu el? El a pierdut pe cei 3 lei. Da, adică îi scădea. Deci Maria plus 3 lei. Maria plus 3 egal lei. Egal Ionel minus 3 lei. De două ori. E de două ori Ionel care i-a pierdut. E de două ori I minus 3. Da, adică de Ionel două ori egal I minus 3. Ori Ionel minus 3. Așa, matematic, dacă ar vrea să prin relații. Da. Prin relații. Deci, Ionel plus Maria fac 27, ia scris voi, da? Maria plus 3 lei care îi primește? Ia scrieți așa cum o zice. Maria plus 3 lei, egal cu de două ori, în clipa asta, ce a rămas lui Ionel? Dublul lui Ionel, după ce dacă ce 3 lei, deci de două ori I minus 3. Să vedem dacă prin relații matematice ajungem la același rezultat. Nu așa și redactat-o. Dar mi-ați cerut voi că I plus M fac așa. Ce ar trebui să fac acum? Deci, în clipa de față, m-aș duce la un sistem, mă duc peste măsură, mai sus decât nivelul lor. Exact. Mi-e foarte greu să mă duc. Așa au face, așa de regulă o rezolvă părinții care își ajută copiii. Se duc pe niște calcule algebric și spune, i-am arătat, domnule, uite, așa am făcut și nu e ieșit. N-am înțeles. Dar la redactare așa spune. Vom, exact așa, vom reprezenta pentru un segment Ionel. Adică Ionel este un segment. Maria. Da? Un segment. Pe Maria o reprezentăm printr-un alt segment mai mare am realizat noi. Așa și spus, e așa o rețetă. Da. După tot ce ne dăm seama, Maria are mai mulți bani. Așa. Scădem, exact cum am procedat și printr-un segment mai mic reprezentăm cei 3 lei pe care îi dăm Mariei. Și atunci, segmentul care rămâne, ăsta îl punctăm cu culoare ca să fie și mai clar. Deci, iată, albastru înseamnă ce a rămas lui Ionel. Și acum, albastru, încă o dată albastru, deci, care înseamnă până aici. Deci albastru așa și încă o dată albastru, ce înseamnă de fapt încorporat și cei 3 lei aici. Corect. Da? Și cei 3 lei încorporați, primiți de la, cine primiți? De la Ionel. Și în felul ăsta, cu galben să fiu ca să vadă foarte clar când vorbim de așa ceva. Și iată, dragilor, treiul ăsta de aici, care vine încoace, îmi permite să vorbesc de câte segmente? De trei segmente. Segmentul ăsta, da, segmentul al doilea și segmentul al treilea. De aceea toată suma rămâne aceeași 27. Și spunem acum, din modul în care am făcut segmentele, sau din construcția segmentelor, așa spunem, din construcția segmentelor,
segmentelor, din construcția segmentelor, observăm că avem trei segmente egale. Așa trebuie să scrieți. Albastru. Da? Trei segmente albastru. Asta este nivelul la care trebuie să coborăm cu copiii. Păi asta eu creționează crucește acum. Păi nu, dar rezolvarea aceea nu-i rodul modului de a fi gândit. Cum au rezolvarea aceea, așa simplu, uite... 27 plus 3 minus 3, da? Cristina, Cristina o cheamă. Deci 27 împărțit la 3 da. Egal cu 9, da. 9 plus 3 okay. Egal cu 12, da. Așa? Ionel. Și zici Ionel. Da. Ionel. Maria 2 ori 9 și la Maria ori 2 ori 9 plus 3 ori zice 27 minus 12? 2 ori 9 minus 3. 2 ori 9 minus 3, care face 18 minus 3? 15. 15. Sau ziceam din 27, scăzut pe 12 și face 15. Asta nu e nimic aici. Asta e zero. Eu profesor, eu învățător, când văd aceste patru relații, n-am înțeles nimic din felul care își decalcă. Dumneavoastră profesor, pentru că sunteți la 5-a deja. Pentru testarea pentru a cincea? Da, și un de... profesor o vede. Un profesor o vede. Deci eu n-am înțeles nimic din redactarea asta. Dar dacă el o face așa, și îmi face jocul ăsta și mi-arată așa, păi, îmi place copilul. Așa trebuie făcut. Nu simple relații aruncate acolo care să spună ce. Din întâmplare, de plus, minus, exact, ieșitul, le-am pățit la lucrurile, nu-i rodul gândirii. Insist pe chestia asta. Pentru că abia atunci... De ce facem metoda asta figurativă? Există o metodă figurativă, adică acea metodă prin care facem desenul ca să figurăm, să ne vizualizăm, să înțelegem mai bine modul în care curge raționamentul. Iată că dacă aici eu am făcut mișcarea asta al celor 3 lei, problema s-a înțeles. Dacă nu o făceam decât vă vorbeam. Nu e adevărat. 3 lei îl păstrează. Unii se păstrează, cum se păstrează? Nu împărțim numai la 3, 27 face împărțate 9, 9 și cu 3. Uitați la mine. Dar nu-i corect, dar nu înțeleg nimic. Aș fi spus așa, am venit la prof online degeaba. N-am priceput nimic. Deci așa trebuie să scrieți copii. Din construcția segmentelor, din construcția segmentelor, trei segmente egale albastre. Să facem desenul. Dacă nu faceți desenul, scrieți așa. Scrie așa. Dacă nu aveți culori, vreți spune. Dacă nu aveți culori, aveți numai o singură creion atât. Aveți o oră. Îngroșăm, facem cu... Îi accepte așa. Ăsta așa, îi punem un arc de sub, îngroșăm, facem așa fel încât să vadă cele trei segmente. Te le-ați gândit? Sigur că plus da. 3 minus 3 acolo. Nu știi că v-ați prins. Bai povesti, vă spun și o dată. Este esențial acest mod de a fi învățat să gândiți de jos în sus, să gândiți de mici. Nu ne trezim că suntem, iată, adulți și nu știm să elaborăm un raționament cap-coadă. Un raționament care să stea bine în picioare. Să-l vedem de unde pleacă, unde ajunge. În informatică se zice așa. Start, stop. Adică sunt niște pași de parcurs de la început până la sfârșit. Și trebuie foarte bine reprezentați. Da? Totdeauna m-am străduit ca atunci când am stat de vorbă cu cineva, să-i pot transmite acest lucru ca o nevoie, dragilor, de mici trebuie să înțelegeți că ne putem dezvolta frumos o plantă care pleacă de jos bine, drept, când ai plecat strâmb. Mai târziu, mai greu poți să-i pui tu tutore cât ai pune acolo, tot strâmbat. Deci, ușor, ușor, pe voi, toți care mă privesc, care privesc lecțiile mele, au șansa să descopere că efortul meu este maxim pentru a vă obișnui să încerca să... De fapt, și spun la început. Aici învățăm să gândim. Învățăm să gândim și să putem pune o problemă pe roate. Să avem satisfacția, da, am simțit, am făcut tot.
Și ca să vedeți că așa stau lucrurile, hai să terminăm aici, da? Prin cele trei segmente. Da. Și spuneți, este vorba de aceeași sumă. În cuvinte, este vorba de aceeași sumă de 27 de lei? Aici este momentul. Este vorba de aceeași sumă pentru că cei 3 lei s-au plimbat dintr-un buzunar în celălalt. Dar tot 27 de lei aveau. Tot 27 este. Dar prin mișcarea asta am făcut egalitatea segmentelor. Am produs egalitatea celor 3 segmente acum. Adică cele 3 segmente cu albastru. De aceea îmi fac 27 și acum spun 27 împărțit la 3 egal cu 9 reprezintă valoarea unui singur segment. Valoarea unui segment. Adică echivalent banii care au rămas lui Ionel după ce a dat 3 lei. Așa puneți. Banii rămași lui Ionel. Deci sunt banii rămași lui Ionel. Și acum e clar că imediat apare. Atunci banii din Ionel stat. Ionel a avut 9 plus 3. Corect, așa scrie. Ionel a avut. Atunci Ionel a avut 2 puncte. 9 plus 3 egal cu 12 lei. Da? 9 plus. Clar, se vede ca la lumina zilei. Iar Maria a avut. Iar Maria a avut. 2 puncte. 2 ori 9, ca să fie și mai clar, 2 ori 9, două segmente de câte 9, 2 ori 9 minus 3. Sau putem să facem 15 lei. 27 minus 12. Sau, tot a devenit 27 minus, sau 27 minus 12 egal cu 15 lei. Adică tu îi atragi atenția, fie că gândești într-un mod, fie că cealaltă, tot la același rezultat ai avut. Ajuns. Aseară am făcut o problemă spectaculoasă. Vă spun că azi noapte m-am trezit și m-am gândit la problema aceea cu scufița. Și am îmbrăcat-o într-o altă problemă mai frumoasă. Să vedeți cum. Trei prieteni au mers la curez banane. Da? Cu bananele. Hai să scriem pastă. Una, două, mai multe. Da. Deci trei prieteni au mers la curez banane. Cu mai mulți. Da. Ai zis-o? Da, am zis-o. Dar acum pe modelul problemei de mai. Deci trei prieteni au mers la cules banane. Au cules toată ziua, au cules așa. Și seara, măi, nu le împărțim acum. Nu le împărțim acum, că suntem obosiți, n-are rost. Dar în mintea fiecăruia am încolțit o idee. Am să mă scol la noapte. Și am să fac un lucru. Îi păcresc pe ceilalți. Mă fac că dorm. Și când mă adormi ceilalți, eu mă ridic primul și mă duc repede și împart în trei. Că am crezut toți trei. Și împart în trei, mi-au partea mea și o fug de repede așa. Unul dintre ei, nu știu care, care a fost mai șmecher, care chiar nu a dormit mai deloc, și ceilalți doi au prins somnul. Dar în cap fiecare a avut aceeași idee. Și când s-o scola repede, pe fuga cea mare, au pățit bananele, gramata cea mare în trei, rămes în mod egal, i-au rămas două banane, o maimuță era acolo pe lângă ei și l-au aruncat la maimuță. Și-au luat grămada lui, da? Și-au plecat. Da? Și au plecat. Nu. O pățit în trei exact. O luat grămada lui și o văzut maimuța și băi, ia să-i dau și o lua din ce era acolo, mai era două banane. Dar din ce-o rămas o lua, nu lua din porția lui. Nu, din ce-o rămas. Ha. Asta e foarte tare. Păi deci da? Din ce-o rămas o lua două banane, că zice, și beata mai mult să stă pe lângă mine aici, ia să iau, dar nu-i dau la mine, mă, fiu. Iau din grămadă asta. Și-o dat două banane, o dat acolo. Să scol al doilea.
așa, foarte somnoros, repede, și zice, băi, îmi dau urma în două eu. Îmi dau în două. Deci împarte în două. Fără jumătate. Mai greu. Ba nu, e aceeași dietă. Da, da, dar tu dormeai, mamă. Da. Deci împarte grămada în două. Și a partea lui repede. Dar se uită, maimuța era pe lângă el. Și ea din cealaltă, nu din grămada lui. Ea din asta. Ia o banană. Ia o banană. Două. E. Două ea, da? Două. Și le aruncă. Și le aduncă maimuții. La banană. Se scoală al treilea, împarte grămada ce a rămas în patru. Da, grămada în patru. Ia un sfert. Ia un sfert. Și din ce a rămas, dă mai una la maimuță. Da, numai la una. Și mai rămân cinci. Da, la noi o să rămână acum. Mai multe. O să rămână 59 de bani. Hai că e foarte ușor. Da, 59 de bani. Când tu dormeai ieri, da, David o știe. O putem formula de acum? Da, da, gata. Putem formula. Asta. Te zăi ușor. Tu și deci, trebuie să-ți desen mai întâi, nu? Da, da. Așa o să facem. Apropo de desen, apropo de important este desenul. Lasă-mă. Nu e grea, hai să o formulăm, să o spunem. Trei prieteni, zicem, trei prieteni. Cum deja scris. Da, trei prieteni au mers la cules banane. Scris, da? Da, am scris. Da, cules banane. Bravo. Au adormit și urmează să împartă, să ne împartă a doua zi. Da? Să ne împartă a doua zi. Scriam. Da, au adormit și urmau să ne, să-și împartă bananele a treia zi. A doua zi. A doua zi. În mintea fiecăruia a încolțit o idee. Da. Care era ideea? Să se scoale peste noapte, să-și ia cât crede el și pe urmă, abia la sfârșit se împartă. Întreb. Da. Da, e foarte important. Cât o cules? Cât o cules, cât o rămas. Da, da. E bine, urmând ca a doua zi să-și le împarte, da? Da. Și mintea fiecăruia a încolțit ce idee. A furtișat. Mă voi scula noaptea și îmi voi lua partea care vreau eu. Da. Și zice, primul se scoală. Acum trebuie să scrii. Primul se scoală, împarte grămada de banane în trei. Da? Împarte grămada de banane în trei. Își ia partea aceea. Își ia partea. Și aparca, iar din ce a rămas, ia două banane, din ce a rămas, adică din grămada rămasă, și ia două banane, ia două banane și le dă la maimuță. Din ce a rămas, ia două banane și le dă la maimuță. Al doilea se scoală. Al doilea se scoală. Împarte în două grămada. Deci a doua se scoală. Al doilea se scoală. Împarte în două grămada pe care o găsește. Văd alea că am citit-o cu... Tu scrii. Cu mere. Scrii, da. Așa. Împarte... Deci, al doilea se scoală. Împarte... În două grămada pe care o găsește, își ia partea asta. Și a partea lui. Și a partea lui. În două. Grămada pe care o găsit-o. Își ia partea lui. Și văzând din maimuța pe lângă el și văzând maimuța, ia încă două banane din grămada rămasă. Ia două banane din grămada rămasă și le dă maimuțe. Grămada
rămasă. Din grămada rămasă și le dă maimuțe. Da. Al treilea... Nu, mai ajută. Păi da, nu, dacă străi. Al treilea se scoală. Împarte în patru grămada rămasă. Deci. Da. Împarte în patru grămada rămasă. Deci sunt trei. El împarte în patru, așa face el, că e mai drăguț. Împarte în patru grămada rămasă. Își ia o parte. Iar cele din restul ce rămâne. Iar din restul ce rămâne. Ia una și-o de la maimuță. Ia una și-o de la maimuță. Alo? Alo, da? Bună seara. Eu sunt. Fua, degetul meu. Sunt în clipa asta la matematică, sunt chiar într-o lecție în direct la Profonline TV, dacă aveți copii, mă puteți să urmări, să îi pune să urmărească. Nu am acum timp să vă răspund. După ora 10 mă sunați. Sau mâine dimineață cea mai bine. Mâine dimineață e mai bine. Mâine dimineață, începând de la 8 încolo, mă puteți suna. Da, vă rog. Bine, așa rămâne. La revedere. Așa. Ce am zis? Parte în patru. Își iau partea lui. Iar din ce a rămas, mai ia o banană și o dă și el la maimuță. Dimineața când tot se scoală și numără bananele. Dimineața când se scoală și numără bananele. Constată că au mai rămas 59 de banane. Deci 59 de banane. Toți trei stau și se uită așa cu teamă să nu descopere. Că își dau seama fiecare că s-a umblat acolo. Toți trei au furat. Păi unde și când au umblat? Întrebarea care o pune este așa. Câte banane au fost la început? Întrebările începe. Câte banane au fost la început? Hai că mâine veni spre rezolvare. Ce vrei? Da. Câte banane au fost la început? Da. O secundă. Câte banane au luat fiecare? Și câte banane au luat fiecare în fiecare? Adică au furat, ați vrut să spuneți. Da, câte banane au furat fiecare. Aha. Așa, asta vrea domnul. Da. Noutatea este asta, că vreau să aflu câte banane au furat fiecare. Aha. Interesantă problemă. Deci am modificat-o un pic. Da, bine, tu gata, tu știi că tu ai înțeles-o ieri, dar i-au dormit, dar tu știi. Am aici rezolvare. Să vezi. Da, Davide, problema e foarte tare acum că mai adaug și chestiile astea, câte au furat fiecare parte ca noutate. Iar m-ar interesa, eu am modificat problema de ieri, că spuneau au rămas 5 mure, da. Problema. Acum am zis 59, deci, am un secret. De ce 59? Și întrebarea este, faceți voi o altă problemă în care să modificați pe 59 convenabil, să dea o altă problemă, frumoasă. Și mai compuneți o problemă. Și mai compuneți o problemă modificând pe 59. Corect. Că doar asta este informația, 59. Dar lasă că îți explic, mama, și compuneți o problemă în care să apară modificarea de 59. Atenție că e vorba de ultima banană aceea care se joacă acolo. De ce am zis 59? Și una 60, da. De acolo merge. Mă pot gândi, pe urmă, la 89. Da, da? La 99, dacă vreți treaba da, voastră. Da. 99, să vedem, nu merge. Face sinteză? Da. Face sinteză, profesor? Da, neapărat că am primit observații. Da, am primit observații. Sigur că da. Bun. Deci e vorba de... Ce-am lucrat astăzi? Da. Atenție, și am lucrat Darian, ce? Cele două probleme. Factorul comun. Distributivitatea. Mulțirii față de adunare. Distributivitatea. Cui? Înmulțirii. Față de adunare. Cirii. Față. De
adunare. Așa, doi. Ce am mai făcut? Distributarea mulțimii față de adunare, factorul comun, da? Cum și virgul, factor comun. Și la doi. Comun. Și am făcut problema asta care a fost foarte tare. Problema asta cu metoda figurativă, nu? Da. Metoda figurativă, problemă. Da, și... metoda geografică? Da. Geografică. Figurativă. Vă? Probleme. Așa. Deci într-o anumită regiune a țării am făcut asta. La Bacău. Suntem în Nord-Est. Ne oprim aici. De nu vrei să fii șomer, nu uita de la și șer. Așa să fie, dragilor. Purtați vorba în legătură cu ceva. Doare piciorul. Hai.